Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației Unirea ODIP, domnul Vlad Bilețchi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Felicitări, domnule Bilețchi, cu ocazia primei zile a primăverii, cu atmosfera foarte frumoasă, zi tare plăcută astăzi, însorit, lume fericită, cel puțin pe rețelele de socializare. La mulți ani, să trăiți frumos și bine și să vă văd mult! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, aceste prime raze ale soarelui, venite odată cu prima zi de primăvară, ne-au încălzit sufletele amorțite după atâta frig și iarnă. Pentru mine este o zi cu semnificație triplă astăzi. Pe de o parte este prima zi de primăvară, pe de altă parte este ziua liceului teoretic român-francez Gheorghe Asache și în același timp se împlinesc exact 10 ani de când am absolvit liceul Asache. Dacă seara o să avem întâlnirea cu absolvenții. Mulțumesc! Nu uitați să dați live pe Facebook. Numai decât. Eu vreau să vă transmit în dar un mărțișor, câte un mărțișor pentru întreaga familie, pentru mulțumesc că este simbolul nostru național. Mulțumesc tare mult. Pentru mine sărbătoare, astăzi este ziua de naștere a fiului cel mai mic, face 5 ani. Să vă fie sănătos, să crească mare. Mulțumesc tare. Acum să ne apucăm să lucrăm o leacă. Cum ați spus dumneavoastră, să-l întreacă pe tata. Să dea domnul. Dar cred că o să fie ușor, nu e atât de complicat. Domn Bilețchi, eu am citit zilele trecute la dumneavoastră că ați plecat, ați rămas fără sediu, ce s-a întâmplat? Unirea, UDIP, mai sunteți, mai există această asociație, mai sunteți președinte? Ce a fost cu mutarea aia din sediu? Evacuare? Sau nu aveți bani de chirie? Sau ce a fost? Puteți să-mi spuneți și nouă? Am luat decizia de a asista activitatea sediului, oficiului asociației, fizic, pentru că în urma pandemiei, COVID-19, în urma crizei provocate de războiul în regiune, oamenii care ne-au susținut până acum cu resurse financiare nu au mai avut aceleași posibilități. Și atunci noi trebuia să plătim în van sume X de bani pentru a menține un oficiu care în mare parte nu se mai prea practica. Uh-huh. Mai mult pe post de depozit și pentru ședințe periodice. În rest, cred că fiecare din noi lucrează mult mai mult de pe telefon, de acasă, în fața calculatorului, decât își dorește să stea în oficiu și să desfășoare un lucru. În același timp, am vrut să punctez, odată cu această sistare a activității la oficiu, și anumite efectele propagandei televizate care și-au lăsat profundă amprenta asupra noastră, dar noi o să trecem, o să depășim aceste probleme. Deci asociația este, există, voluntari sunt, există. Îndată cum se va încălzi puțin afară, vom porni prin sate și vom face din nou campanii de informare, așa cum am făcut în fiecare an, Caravana Unirii, pentru că exact acum este cel mai prielnic moment de a ne gândi încă o dată dincotro vine pericolul și încotro este bine să mergem, referindu-mă aici la Rusia și România, bineînțeles. Și în același timp am vrut să remarc și să accentuez încă o dată faptul că propaganda de Republica Moldova televizată lasă sechele foarte puternice asupra opiniei publice. Care propagandă? Autoritățile statului au asistat activitatea a 6 televiziuni acuzate de faptul că face propagandă prin tăcere sau prin omisiune. Erau niște termeni acolo mai ciudățăi. Da, pentru prima dată în Republica Moldova noi avem acest termen propagandă prin tăcere. Păi, dacă este să judecăm după acest fapt, ar trebui să fie închise încă vreo 12 televiziuni pentru faptul că noi, spre exemplu, le-am trimis de zeci de ori comunicate de presă despre fel de fel de incidente care au avut loc în zona de securitate, care au avut loc în municipiul Chișinău. Corupție, trafic de influență, sechestrare de persoane, reținere legale, luare sau dare de mită și ei n-au dat pe post. Este și asta o formă de propagandă prin tăcere, nu-i așa? Mă refer la propaganda care s-a făcut în mare parte în campanie electorală, acele televiziuni. Știu că dumneavoastră n-o să prea agreați acest lucru, dar eu am să spun, este vorba despre TV8, Mariana Rață și toți ceilalți care... Dați-le pace, domnul Bilețchi. Eu le dau pace, domnule Gonța, măcar și 100 de păci. Problema este una singură. Aceste persoane ne-au denigrat pe noi ca entitate și pe noi ca persoane în spațiul public. Noi suntem oameni vii și trebuie să trăim aici, printre oameni. Și orice om de bună credință când este amestecat cu glodul, o să-și apere demnitatea și onoarea. Acest lucru este prevăzut în lege. Apărarea onoarei și demnității persoanei. De ce ar trebui eu să fiu asociat cu Plahotniuc, cu Dodon, cu Șor sau cu Platon? Cu oameni care au o reputație mai mult decât reproșabilă în Republica Moldova, care sunt detestați de moldoveni.
Moldovenii îi privesc pe acești oameni drept principalii responsabili de situația dezastruoasă în care se pomenesc. De ce ar trebui eu, pe atunci, la 26 de ani, care nu am ocupat nicio funcție publică, nu m-am pricopsit cu averi din banul public, să fiu asociat cu ei? Pentru că așa există o indicație politică ca să nu cumva să luăm noi voturi, să nu meargă voturile spre noi, spre altcineva? Nu sunt de acord cu acest tip de abordare și cred că noi trebuie să construim o societate normală. Iată, dumneavoastră o să mă prindeți la întrebări și eu singur o să mă dau de gol. Nu o să încercați să băgați pe gâtul ascultătorului opinia dumneavoastră. Și în momentul în care mă întrebați, nu mă întrerupeți. E o chestiune de bun simț. Ei, când eram în platou acolo, una, două, mi-o băga între coaste. Una, două, mi-o băga între coaste. Nu accept așa ceva. În momentul în care mi-am cerut dreptul la replică, un drept fundamental, nu mi-a fost acordat. De ce nu sunt atrași la răspundere atunci pentru propagandă prin tăcere? 30 de minute reportaj în afara campaniei electorale de denigrare și nici măcar un minut dreptul la replică. Ce fel de societate liberă și democratică avem noi? Ce fel de valori și parcurs european în acest context? Avem ceea ce am votat. Aici vă dau dreptate. Domnul Bilețchi, așadar serbii și muntenegrenii nu ne-au mai luat cu asalt și nu ne-au luat ostatici. Dar un efect totuși s-a întâmplat ieri. Este vorba despre compania Avia Wizz Air, care a anunțat că, stimați cetățenii Republicii Moldova, noi vă iubim, dar din cauza amenințărilor care planează și despre care auzim de la persoane oficiale, cum ar fi președintele țării, noi ne luăm tălpa și să-și plecăm. Păreri sunt multe. Sunt două tipuri de păreri de ieri. Știți că la noi toți pricep în militarie, în pandemie, acum deja și în sistemul avia pricep. Unu, compania asta este ungurească, da. Și ungurii cât de cât Orban, Victor Orban ar sta binișor cu Vladimir Putin. Da. Asta e o operațiune a rușilor, ca să-i supere pe moldoveni. Alții spun că, oameni buni, președintele statului a anunțat despre posibile schimbări ale ordinii constituționale în Moldova. Orice om de afaceri rațional cu business de miliarde se va teme. Fiecare crede în ceea ce vrea. Dumneavoastră credeți că ce s-a întâmplat? De ce compania a fugit de la noi? Bun, mai are până pe 14 martie, a zis că mai efectuează zboruri. Ați punctat foarte bine această întrebare. Domnule Gonța, situația cu Wizz Air este următoarea. Ei au mai anunțat despre faptul că vor părăsi Republica Moldova. Vă amintesc că fie pe la mijlocul pandemiei, fie pe la început, mai exista un comunicat de presă prin care Wizz Air anunța că ar putea să-și sisteze zborurile spre Republica Moldova și din Republica Moldova. Siguranță, în spațiu public acest lucru există. Siguranță, anumiți oameni cu o memorie mai ageră își amintesc acest lucru. Bineînțeles că compania s-a folosit acum de faptul că doamna președinte a declarat că există pericol de atentate, de ostatici, de răsturnări de situație și mai departe, pentru a anunța din timp faptul că își va asista zborurile. Or, din punct de vedere economic, dacă vă anunț cu două săptămâni înainte despre faptul că voi anula zborul, atunci nu trebuie să vă achit niciun fel de despăgubire. Pentru că v-am anunțat din timp. Dumneavoastră ați avut timp să anulați zborul. În cazul în care dumneavoastră ați cumpărat un bilet și l-am anunțat în aceste două săptămâni, sunt obligat să vă achit nu doar prețul biletului, dar și niște despăgubiri pentru incomoditățile și inconveniențele create. Ați încreat un hotel, v-ați făcut niște planuri, ați luat concedii de la locul de muncă și așa mai departe. Wizz Air de mult timp planifica să facă acest lucru, mutându-și baza operațională la Iași. Pentru că moldovenii care vor dori să zboară, vor face o navetă rapidă până la Iași, nu e departe, azi două ore, nu e atât de complicat. Cine o să vrea să zboare low cost? Greșeala principală în toată această situație, Wizz Air nu e prima companie și nu e ultima care se va folosi de acest lucru sau care nu neapărat se va folosi. Care va lua o decizie drept efect al acestor declarații. O asemenea declarație nu poate să rămână fără consecințe. Oamenii care aveau bani de un apartament nu o să-l mai cumpere. Oamenii care aveau niște bani la colțun nu o să-l mai țină aici, colțun nu o să-l ducă peste hotare. Pentru că, Doamne ferește, asta n-a spus o presă de propagandă, asta nu sunt speculații pe niște site-uri de fake news pe Facebook. Asta este șeful statului, Republica Moldova. Iată că a trecut o săptămână, mai bine de o săptămână, nu s-a întâmplat nimic.
Să nu pățim noi ca în povestea aceea cu lupul și cu cioban. Ciobanul striga, vine lupul, și n-a venit. Vine lupul, și n-a venit. Și când o să vină lupul, nimeni nu o să mai cheadă. Asemenea, speculații politice sunt de neadmis. Eu sunt sigur că fie cineva a dus o eroare pe doamna președinte, sfătuindu-o că ar fi bine să declare acum acest lucru, pentru ca să strânească puțină panică, pentru că oamenii în panică și în război nu se mai uită la cine a furat 5 lei, cine ceva acolo la gaz a făcut. Numai să fie pace. Asta e principalul lucru pe care îl spun moldoveni. E o tehnică foarte bună de a acoperi micile probleme. Știți, așa, dăm cu un strat de acoperământ al problemelor. Dom'le, e război, acum nu avem chestii de discutat, nu avem timp de discutat chestiuni minore. Că o furat, că o făcut. Asta pe urmă, acum război. Stați puțin, dar unde e război? Că n-ai venit la... O săptămână jumătate a trecut. Cine să facă provocările astea, domnule Gonța? Doamna Sandra a spus că o să facă cei de la Șor. Bunicuțele de la Edineț și de la Orhei? Eu am fost de foarte multe ori prin acest meeting și am luat interviuri, mergând printre ei. În mare parte sunt bunicuțe, bătrâne, masa, 80% din oamenii de acolo sunt oameni de la țară, săraci, umiliți, în vârstă. Nu sunt atletici, bine făcuți, zdraveni care pot să fac ceva. Ei, iar cei care sunt, credeți-mă, în mulțime deja sunt supravegheați. De Inspectoratul Național de Investigații, de Serviciul de Informații și Securitate, de Ministerul de Interne. Ei nu reușesc să dea un telefon că se deja știu. Uitați-vă câte interceptări au apărut. Cu câteva zile înainte de protest, deja îi prind și îi iau de acasă, din pat la ora 5 dimineața în chiloți, îi iau toți banii care găsesc pe acolo, prin pungile negre cu calendar. Despre ce vorbim? Nu există niciun pericol la ora actuală la adresa statului Republica Moldova. Rușii s-au oprit în Bahmut, ăsta e în estul Ucrainei, și s-au retras din, doamne, pe râul Dnipru, aici, lângă noi, Herson. Despre ce vorbim? S-au retras, gata, nu înaintează aici. Toate luptele acum sunt concentrate în Bahmut. Pentru ce să vărzeze animale? Pentru ce s-a prins din nou chestia asta? Ca să acoperi problemele curente care se întâmplă în Republica Moldova? Și anume, faptul că nu se întâmplă lupta cu corupția, faptul că nu există reforma justiției, faptul că prețul la energie electrică și la gaz nu se ieftinește, ci din potrivă rămâne la fel de mare, el ar trebui acum cel puțin să scadă, dacă nu chiar să se prăbușească. Iată, ieri am văzut la știri că prețul încălzirii centralizate a crescut cu 25%. Nu 5%, 25%. În timp ce salariile și pensiile oamenilor nu cresc cu aceleași proporții. Și în toate devine este războiul. Bine. Putem să mergem pe fiecare subiect, să-l deșghiocăm așa, de-a fi rapăr. În justiție. Ajungem la justiție. Ce treabă are războiul cu justiția? Ajungem neapărat la justiție. Mă gândesc. Oare un judecător nu poate lua o decizie corectă din cauza faptului că este război în Ucraina? Ce îl afectează pe acel judecător în înfăptuirea actului? Este legea, el trebuie să o execute, să bate cu ciocănașul și să pronunță o hotărâre în instanță. A, nu, că dacă îmi pușc în solidar, eu nu pot. Nu, dar nu pot. Nu pot să-l bag pe hostar. Cred că în solidar acolo se împușcă. Fraților, e penibil chestia asta. Domn Bilinski. Ați vorbit despre proteste. Ieri, eu la fel am înregistrat emisiunea pe la amiază și în prima parte a zilei, colegii mei din redacția știri m-au întrebat dacă să dea pe post sau să nu dea pe post știrea despre protestul care urmează să aibă loc. Eu am zis că decideți voi, dar e în opinia mea mare evenimentul noi, că proteste din astea se organizează săptămânal. Ies eu de la emisiune, deschid știrile. Trasee blocate, oameni blocați în afara orașului. Piața Mare nu le permite să ajungă în piață pentru că a venit președintele Elen, deși nici nu aterizase și nici nu avea nicio treabă la președinție ieri. E abia azi avea treabă. E trebuia să duc doar la hotel să cazeze. Exact. Adică niște, de la un banal, absolut banal protest, s-a ajuns ieri la niște evenimente care au atras atenția publicului larg. Pentru că ar fi venit, ar fi strigat jos Maia Sandu, jos Igor Dodon, jos Gonța și Bilinski și s-ar fi dus acasă. Exact. Am mai vrut de azi. Dar când încolo, iată, n-am avut cu totul altceva. S-au protestat are merită ca contra lor să se comporte anume așa. Eu sunt adeptul principiului legalității. Nu contează cine protestează. Dacă este cetățean al Republicii Moldova, el are drepturi și noi suntem obligați să le respectăm. Asta este un comportament de stat. A, eu ca politician nu îmi place. Nu îl susțin pe Șor. După mine să dispară, să nu fie așa ceva.
Și aici intervine partea a doua. Pe lângă opinie și preferință, mai este și buchea legii. Ori noi dacă spunem că suntem pro-europeni, pro-valori democratice, pro-legea în capul mesei și nu ce spun eu sau ce spune Dodon sau ce spune altul, adică respectăm buchea legii. Dreptul fundamental la protest trebuie să fie garantat până în punctul în care acesta prezintă pericol pentru ordinea publică. Cu ce prezentau acei oameni la capul Chișinăului pericol pentru ordinea publică? A fost nevoie ca poliția să le oprească autocarele, ca oamenii să iasă din autocare și fiind acolo să se blocheze drumul, ca presa să manipuleze și să spune că ei au blocat intenționat drumul? Stați așa. Blocarea intenționată e cu totul altceva. Asta e atunci când eu vin premeditat din timp cu scopul ca anume aici să blochez drumul. Ori dacă pe mine mă oprește poliția, eu nu aveam de unde să știu că o să mă oprească poliția. Nu aveam de unde să știu că o să mă interzică să merg mai departe. Este exact ca pe timpul lui Plahotniuc. Amintiți-vă când se rețineau autocarele, platforme, da, și pas. Când se creau în mod intenționat dificultăți pentru ca oamenii să nu poată ajunge la protest. Și PAS atunci spunea că noi nu vom fi la fel, noi vom garanta democrația pentru oricine. De cealaltă parte, oamenii spun, da, băi, dar păi-s Dlașor. Păi dacă e Dlașor, avem guvernare pentru asta. Să condamne acest partid, să-l scoată în afara legii, dacă au spus că vor să-l scoată. Să îl condamne pe Ilan Șor, că văd că nu se mai întâmplă de ani de zile. Dacă sunt interzise mitingurile pe bani, să dea o lege. Noi nu avem la ora actuală niciun articol în lege, în norma legală, care să interzică manifestațiile plătite sau pe bani. Dacă vreau, invit oamenii pe bani la mitingul meu. Am tot dreptul să o fac. Aia, nu în alegeri. Acolo avem de-a face cu coruperea legătorului. Anul ăsta, acum au loc alegeri, suntem cumva într-o perioadă electorală? Juridic nu, de facto știm că urmează locale și ne dăm bine seama că, virgulă, campania a început cu mult înainte. Dar juridic, Comisia Electorală Centrală încă nu a anunțat acest lucru. Deci nu suntem în campanie. Deci pot să dau bani la oameni. Modificați legea, fraților, aveți 63 de mandate. Tare sunt șmechere ăștia de la PAS, știți? Când le-a trebuit să-l scoată pe Stoianoglu, l-au schimbat repede legea. Când e vorba de altcineva, dar nu putem că așa e legea, schimbați-o, fraților. Când era vorba de Lupu, dar nu putem că așa e legea, schimbați-o. Când e vorba de Șur, dar nu putem că e legea. Dar nu putem așa repede, dar cât timp trebuie să treacă? 30 de ani? 300 poate? Cât timp mai trebuie să pierdem noi ca să se întâmple niște lucruri firești? Avem 63 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Ar trebui să profităm de fiecare zi, de fiecare clipă pe care ne oferă această posibilitate pentru a aproba legi și pentru a înfibge cât mai adânc în trupul Republicii Moldova principii și valori democratice pe care eventual, oricum se va întâmpla, pasul nu-i veșnic și nimeni nu-i veșnic la putere. Dacă pică pasul, viitoarea guvernare, care va veni cu siguranță din rândul opoziției, pentru că așa se întâmplă, guvernarea devine opoziție și opoziția devine guvernare, să aibă multă chinuială să scoată din trupul Republicii Moldova toate aceste principii și valori democratice. Ori noi facem exact invers. Și toate aceste chestiuni se vor întoarce bumerang asupra noastră. Peste 4 ani, să spunem, sau peste 8, pas scade de la guvernare, domnule. Și noi, cu dumneavoastră, cu alți oameni buni, din vremuri bune, vrem să facem protest împotriva unei guvernări care scumpește tarifele, care scumpește viața în Republica Moldova. Ei vor spune că e din cauza crizei globale, că e din cauza faptului că a căzut un meteorit în Marea Baltică, că e din cauza faptului că, nu știu, găinile nu sunt mai ouă în Republica Moldova. Ei ne vor aresta, ne vor bloca autocarele la marginea orașului. Vor spune, dar deși vouă vă s-a putut să faceți, dar nu. Principiul egalității în fața legii. Voi ați făcut, înseamnă că și noi avem voie să facem. Dar pasul crede că ei sunt veșnici. Și cum fac? Ei nu o să mai facă nimeni. Tia Pandorei deja a fost deschis. Întotdeauna trebuie să nu uiți că ce aici faci, mâine poate să se întâmple ție. Asta e ce ai și uitat pe Deu, asta e ce ai și uitat pasul, asta e ce ai și uitat toți cei care au ajuns la guvernare. Pasa, însă, că a registrat în legislativ un proiect de lege care prevede că în textele legilor țării noastre, inclusiv în Constituție, sintagma limba moldovenească va fi substituită cu limba română. Mai mult decât atât. Acolo s-au început cu declarații că n-are cum, iau 63 de deputați, dar Constituția se modifică cu 67. Băieți au explicat că inițiativa legislativă nu este una ordinară de modificare a Constituției, ci una tehnică care vine să execute actele Curții Constituționale. De aceea, pentru votarea proiectului, e nevoie de o majoritate simplă, adică 51 de voturi ale parlamentarilor noștri. Aici deja trebuie să-i aplaudați. Superb! Acest lucru trebuia să se întâmple cu mult timp înainte, poate chiar din prima zi de guvernare. E o chestiune pur tehnică. Au găsit o șmecherie ilegală, bravo lor, pentru inteligență, pentru ca să poți modifica
textul Constituției, ai nevoie de votul la două treimi, deci 67 din 101. Dacă vrei să faci o racordare, nu modificare, dar racordare, adică racordăm textul la ceea ce a spus Curtea Constituțională. Ori conform Constituției, deciziile Curții sunt obligatorii. Nu pot fi supuse niciunei căi de atac. Adică mai presus decât Constituția este decizia Curții Constituționale, prin puterea dată de Constituție. Legea Supremă transferă puterea către Curte. Dom'le, când ceva nu e clar, ei vor spune. Și ceea ce spun ei este definitiv. Este ultima instanță. Nu poți să o ataci nicăieri. Și ei au spus că limba română în 2013. Înseamnă că trebuie de corectat, de acord. Noi nu schimbăm textul, noi îl corectăm. Noi înlăturăm o greșeală tehnică, o virgulă, un punct. Noi nu schimbăm sensul legii, noi nu schimbăm esența. Noi nu excludem un articol sau nu adăugăm o liniuță. Ideea este în altceva, domnule Gonț. Eu sunt foarte bucuros. Eu, ca unionist, îmi surâd de sufletul. Dar am întotdeauna un gând ascuns. Dar de ce stăm acum? Stăm acum când ei spun că situația e tensionată. Când noi știm de câte ori s-a folosit subiectul limbii pentru a dezbina Republica Moldova. Întotdeauna, când se fura un miliard, când se întâmpla vreo nebunie în Republica Moldova, repejor se aprindea acest subiect al limbii, al identității. Dar cine suntem? Dar cine vorbim? Dar încotro mergem? Și nu cu un sens sincer de a explica, de a redeștepta conștiința națională. Nu, nu. Scopul ca oamenii iarăși sară unul în capul altul. Nu că e moldovnească, nu că e română, nu că trebuie să fie și rusă oficială. Ca pe acest fundal, undeva într-un colț, ceva se întâmplă. Să fure un miliard, să ducă un aeroport, să fugă un bandit, să dispară vreo bancă, să se întâmple ceva. În acest context, care îl avem acum, contextul regional, în care Rusia, la fiecare pas, încearcă să strânească xenofobie, ură interietnică, să ne acuze de rusofobie, că noi, vezi, Doamne, vrem să-i batem pe ruși, vrem să intrăm în Transnistria, vrem să pornim război, vrem să intrăm cu NATO, că vin americane în fiecare zi, eu citesc fake news-uri, dacă le citești doar pe astea, ai impresia că noi deja suntem, nu știu, suntem tumbăcica lui Joe Biden de lângă patul lui, dacă stai și citești asta. Baza militară NATO e numai aici, Republica Moldova, e sediul central al bazelor militare NATO și gata, aici e război, au rămas doar să apeși butonul. Și în tot acest context, merge exact pe retorică care va provoca foarte mult opinie publică. De ce n-au făcut-o în prima zi? În prima zi de când au intrat în funcție, doar era evident și noi am cerut acest lucru. Domnul Bolea, Vladimir, știți ce mi-a spus? Asta este o solicitare populistă ce aici rezne. Acest lucru nu se va întâmpla. Niciodată. Spune, eu am video cu dânsul. Eu în fiecare an de ziua Constituției, dacă nu greșesc pe 29 iulie, facem câte un flashmob prin care cerem să, ca Parlamentul să corecteze textul Constituției. Ca Parlamentul să respecte o decizie absolută. Nimeni nu se poate opune. E decizia Curții Constituționale. Suprem. Domnul Bolea și a spus, dar unde ați fost voi până acum? Când nu v-am văzut eu pe timpul lui Plahotniuc, Dodon. Eu am mers frumos la oficiu, am decupat secvențele din toți anii, pe timpul lui Plahotniuc și pe timpul lui Dodon și am publicat. Am cerut scuze publice. Credeți că a urmat ceva? Absolut nimic. Nici articolul nu a fost modificat, nici scuze publice nu au fost. Deși un deputat în Parlamentul Republicii Moldova a spus că asta nu o să se întâmple, ce aici fac copchii, asta este populism, asta e... Ei și-au venit special că-ți provoa și lumea, nu avem subiecte mai importante. Asta ei mereu spuneau. Acum avem subiecte mai importante. Lahatron foloseau termenul, da? Doamne ferește, vroiam să ajung aici, dar mă gândeam că o să mă întrebați dumneavoastră. Să utilizez în aceeași propoziție sintagma corectarea limbii române și lahatron. Păi asta este exact ce vă spun eu acum. Numai că explicat tot cu alte cuvinte. Ce a vrut să spună domnul Nantoie, care a căzut cu parașuta, probabil în cap? Că subiectul limbii e un lahatron? Nu, nu, subiectul limbii este o dramă a Republicii Moldova, care politicienii ticăloși au folosit-o ca lahatron. Noi, bine intenționați, crezând că, uite, se apropie clipa adevărului și a dreptății, în timp ce ei, de fapt, își frecau mâinile, spuneau, uite, mă, și cum pornim din nou, amușia să bată, moldovnească, română, oricum ei nu o scotrască nimic, că noi nu vrem să scotrăm. Dar, în schimb, noi, tot acest fundal de gălăgie și de zarvă și de colb, la bătaie, o să mai furăm ceva. Deci, oricine este în drept să spun asta, numai nu domnul Nantoie, care a fost prin câte partide? 1, 2, 3, 4, 5? Dumnealui să ne spună nouă că politicienii au făcut din asta la hatron? Eu pot spune asta, dumneavoastră puteți spuneți asta, orice om, numai nu eu. Și nu cei care au fost până acum prin parlamente și prin partidele care au făcut acest lucru. Dacă nu era așa, domnule Gonța, în 2013 se modifica Constituția. Imediat după decizia Curții Constituționale, aceste documente sunt obligatorii spre executare. La următoarea ședință a Parlamentului, trebuia să ia act de modificare a legii. N-au făcut-o și suntem în 2023. 10 ani de zile au ținut la murat acest subiect.
Deși au fost majorități de un fel și de altfel. De ce? Exact acum. Exact în clipa asta. Mi-ar părea foarte rău și ar fi cinic ca din nou subiectul sfânt al limbii române să fie folosit din nou pentru a stârni zarvă, pentru a stârni polemici inutile în Republica Moldova, care pe fundalul cărora se va mai întâmpla încă vreo mizerie în acest stat. Sperăm că nu va fi așa. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Bilețchi, înainte de publicitate vorbeam despre lucruri frumoase, limba română, dar revenim la realitățile zilei de azi. Ce cu mișcarea asta pentru popor? Parcă era protestul ușor. Ce cu camuflarea asta? Mișcarea pentru popor. Sau e vorba de faptul că s-au unit cu partidul lui Gheorghe Cafcaliuc? Sau ce cu nunta asta? Dacă să înțeleg. Logica este în felul următor. Toată lumea știe că Șor este implicat în furtul miliardului. Toată lumea știe că Ilan Șor are reputație reprobabilă în Republica Moldova. O reputație proastă. Pentru a camufla cumva acest lucru, sunt mulți oameni care ar mai ieși la protest, dar nu ies pentru că nu vor să se asocieze cu Șor. Atunci trebuie să inventez cumva o denumire nouă. Mișcarea pentru popor. Sună bine, nu? Pentru popor. Dar nu spui mișcarea pentru miliard sau mișcarea pentru, nu știu, pentru hoții sau mișcarea pentru Israel. Spui mișcarea pentru popor și sună bine, prinde bine la omul de țară, spune, o, da, pentru popor, pentru neam, pentru țară. Numai că în cazul de față e pentru țară, pentru neam și pentru neam-neam. Da, asta e altă poveste. Întrebarea este alta și aici vă atrag atenția. Acum, în contextul în care Partidul Șor își rebranduiește protestele, cum credeți? Anularea Partidului Șor îl dezamăgește pe Șor sau îl bucură? Eu de zeci de ori am spus că dizolvarea sau anularea, radierea Partidului Șor este convenabilă doar lui Ilan Șor, pentru că el scapă de această denumire. El scapă de această pecete pe frunte. Toată lumea știe că e Șor. Și în locul lui Partidul Șor va apărea Partidul pentru Popor, de exemplu. Și va trebui din nou ani de zile, secole, lumină să explicăm la oameni din toate satele, din toate comunile, că de fapt mișcarea pentru popor este de fapt mișcarea lui Ilan Șor. Iar Șor este bandit, na-na-na-na, așa mai departe. Asta va dura secole. Șor deja face asta. Șor nu mai așteaptă parlamentul ăsta odată să hotărască și să anuleze partidul. El deja merge înainte. Doar ei nu mai vâră standardele de partid în față. De ce? Ei nu mai spun că asta este partidul, este protestul lui Ilan Șor, este protestul mișcării pentru popor. Ei deja merg în înaintarea parlamentului pentru că au nevoie cât mai curând de acest lucru. Iar pe noi ne hrănesc cu aptul cutie, noi am ușa să interzi și în partidul ușor. Mai sunt încă vreo 20 ceva pe care le poate cumpăra sau folosi Ilan Șor. Partidul de guvernament a venit cu o reacție, chiar dacă nu la protestul ușor, dar invocând sau dând înțeles că e vorba de Șor, spunea că acestea sunt acțiuni de destabilizare a situației în țară. Șor, prin manipulare, încearcă să se folosească de vulnerabilitatea oamenilor pentru a se ascunde de justiție, zic cei din PAS. Păi, dacă este să o luăm așa, orice guvernare poate să spună același lucru despre opoziție. Eu de la guvernare nu mă aștept la declarații politice. Iată, Șor, e rău că se folosește. Domnule, aveți puterea? Vreau să-l văd condamnat. Aveți puterea? Vreau să văd o decizie, unei instanțe de judecată, din care să reiasă clar pentru toți că nu se permite să plătești oameni pentru protest. Dar eu văd declarații, am impresia că PAS încă e în opoziție, sincer. Am impresia că ei încă, iată, este Șor la putere și ei în guvern, în opoziție, și spun că iată, noi luptăm cu dânșii. Ei vă mint, ei de la tribuna centrală v-au mințit. Domnule, ai toată puterea în stat. Nu există nicio funcție în Republica asta care să se poată opune președintelui Maia Sandu, parlamentului PAS și guvernului PAS. Nu există. Dacă există, modificăm legea și nu mai există funcția. Redenumim, facem reorganizare, lichidăm, fuzionăm, absorbim. Dacă nu se poate să anulăm legea, fuzionăm. Sunt două instituții, fuzionare prin absorpție și da svedania. Unul nu-i, minus unul. Am scăpat din director. Facem reorganizare, nu o să mai fie diridicătoare, o să fie manager pe șfabră. Îi dăm altă denumire și respectiv îl eliberăm, îl concediem din funcție. Scăpăm de omul incomod. Să învățăm noi pe cei de la PAS cum trebuie să facă chestia asta? Ei se făceau că sunt cei mai pricepuți în campanie. N-au vrut să facă un bloc. Puteau cu opta oameni peste tot, dar n-au vrut să o facă. Și acum noi suntem cumva șantajați. Trebuie să-i susținem că dacă nu vine Șor, dar dacă îi susținem, călcăm prin străchin. Adică cum? Eu trebuie forțat să susțin sau cum? Sau care e ideea? Eu nu pentru asta am sperat într-un viitor mai bun. Nu pentru asta
sunt cu viziuni pro-europene, ca să fiu nevoit, constrâns să votez cu ei, ca dacă nu cumva avem bandiții, hoți și tâlhari. Dar de ce nu mai sunt alternative? Pentru că ei n-au vrut să ia pe nimeni în căruță cu ei, ei au spus că toți sunt proști, prima ei sunt buni, adică ei ne-au creat problema și ei sunt soluția problemei. Sorry, dar la așa șantaj eu nu merg. Asta este un șantaj vădit prin care mai întâi se distrug toți concurenții. Cine i-a distrus pe toți pe dreapta? Șor ne-a distrus. Dodon ne-a compromis. Nu, fără voturi ne-a lăsat doar pas. De ce? Pentru că a fost un acumulator, o pâlnie de voturi enormă, care a avut capacitatea, așa și trebuie să recunoaștem, să convingă opinia publică că numai ei sunt buni. Prin formatori de opinie, prin ONG-uri, prin sondaje de opinie, prin presă și prin faptul că noi toți ceilalți călcam prin străchini, mai greșeam, ne erodam prin muncă, prin sate, ei au mers mereu curăței, la patru ace, a făcut vreun protest împotriva lui Plahotniuc, PAS? Nu, i-a făcut platforma, da. PAS era cu dânșii. Toate loviturile s-au dat de Plahotniuc în platforma, da. Când Năstasie a țopilor, când Năstasie a transpirat la fund, când Năstasie e de mână cu Grigore. Amintiți-vă toată mizeria asta pe care o arunca presa plahotniucistă în direcția opoziției anti-oligarhice. Tot ce era mai rău cădea întrânsul. Și acum l-au aruncat din barcă ca și cum nici nu a fost cu dânșii. Acum orice om din PAS, orice deputat, cred că a făcut de 10 ori mai puțin pentru mișcarea anti-oligarhă decât a făcut Năstasie. Eu nu vreau să spun că Năstasie e perfect, nu sunt avocatul lui. L-am criticat enorm de mult, lumea știe. Bă, dar nu-i corect, omenește. În același timp, susținătorii PAS-ului ne spun, nu criticați, susțineți-i. Pe cine susții? Pe cel care stai gâtul după colț? În față te strânge în braț, spune, noi suntem aliați și după colț te înjunghi cu un cuțit rujinit? Păi asta fac ei, mereu au făcut chestia asta. Noi trebuie să colaborăm, noi trebuie să ne ajutăm, dar pe baza unor principii democratici. Eu mă uit la reacția susținătorilor PAS la protestele celor de la Șor. Iată, pe o parte de drum stau oamenii aduși de Șor, organizat, din sate, autocare, microbuză, cealaltă parte stau susținătorii Maia Sandu și PAS. Doamne ferește! Înjurături, comportament agresiv și violent, huliganism, adică acostarea jignitoare unei persoane în spațiu public. Și nimeni nu le face nimic. Oameni care se declară pro-europeni. Oameni care se declară că sunt aprinși susținători ai Maiei Sandu. Sunt lăsați de poliție să înjure, să sară la bătaie, să aibă un comportament care manifestă extremism și discriminare etnică, rusofobie. Și dacă omul e rus. Și dacă el vorbește limba rusă. Asta îți permite cumva să-l numești porc, jițel, ocupant. Scuze, vă rog, pentru aceste calificative. Eu doar am vrut să reproduc. Cine îi permite unui acest om să spună că sunt debili, proști, trântori și așa mai departe? Asta eu am folosit doar cele mai creștinești cuvințele care le-am auzit. Și poliția nu întreprinde nimic. Și eu vă întreb, ăsta e comportament demn de niște pro-europeni? Asta este obrazul nostru al pro-europenilor? Dar pe auzi să fac ei. Ei au voie să facă asta, pentru că este Șor. Dar noi suntem pro-europeni. Noi nu avem voie să ne coborâm la nivelul ăsta. La așa nivel noi nu ne coborâm. Dar pe auzi să fac ei. Iau-ți să fac ei. Ei să facă. Noi nu. Noi câștigăm prin exemplu că, domnule, noi suntem peste acest nivel. Noi mergem și îi convingem și le arătăm adevărul. Nu ne, dacă ei se bălăcăresc în glod, ap și noi cu dânsi ne bălăcărim, ne gătuim, ne învârtim în glod, în mizerie. Domnilor, eu așteptam ca doamna președinte să vină cu un mesaj, spune, vă rugăm mult să nu vă antrenați în contra proteste și contra manifestații. Pentru asta există forțele de ordine care mențin ordinea publică. Vintră omul PAS-ului, care rupe mai eu de pe dânsul, PAS-ul e sfânt și Maia Sandu e icoana vieții noastre. Intră în meeting la ăștia și spune că rușii sunt niște prășii. Păi mă, la televizor putem spune, dacă vă persecut cineva, vă duceți la avatar și vă plângeți. Băi, frate, tu îți dai seama că faci exact ce trebuie lui Putin. Voi sunteți niște trădători, niște vânduți, niște debili, niște... Băi, tu provoci. Omul ăsta până nu vine pentru bani, dar mă vine special să te vadă pe tine, care e șu de pe tine, că tu la Chișinău ți-ai bătut joc de dânsul și încă l-ai filmat în direct. Și când vine el să te filmeze, tu să ai la bătaie și poliția nu-ți face nimic. Adică eu nu pot să intru să filmez corturile care erau puse al lui Șor, că era cordon de poliție. Dar nenea care strigă pentru PAS poate să intre pe cordon, pentru că nu se dă la o parte poliția. El intră, el rupe corturile, lui se permite. De ce se întâmplă asta? Eu asta am filmat. Asta este, asta nu-s minciune. Da, noi am vorbit despre asta. Asta este foarte grav, domnule Gonța. Și eu nu degeaba repet chestia asta. Guvernarea trebuie în mod obligatoriu să se disocieze de acest tip de comportament. În caz contrar, vă dau întrebarea. Ce ar fi fost dacă în timpul lui Plahotniuc
țuțuși băieții lui, intrau frumos în meeting-ul platformei, da, rupeau vă două, trei corturi, băteau vă doi, trei oameni și înjurau ca la ușa cortului. Exact după același principiu. De care e diferența? Țuțul era sunătorul pediului, nenea este sunătorul pasului, pentru Țuțul Plahotniuc era icoană, pentru ăsta Maia icoană, care e diferența? Ah, că e Plahotniuc și e Maia? Nu, scopul nu scuze mijloacele, dragii mei. Nu contează cum se numește conducătorul. Regulile sunt reguli pentru toți. Dacă Plahotniuc nu are voie, noi nu avem voie. Dacă noi nu avem voie, nici Plahotniuc nu are voie. Orice, noi legea, noi schimbăm legea după cum îl cheamă pe om. Dacă e Bilețchi, apul Bilețchi îi spate, dar dacă e Gonța, apul Gonța nu îi spate. Asta e nonsens, prieteni. Asta nu sunt valori europene și asta e foarte grav. Se merge spre bine totuși. Iată, vă dau un exemplu. Avem un nou guvern în frunte cu domnul Dorin Recean. Fruntea e nouă, dar guvernul nu. Doamna Natalia Gavrilița a anunțat într-o zi de vineri că pleacă, dar a rămas partea echipei din partid. În guvernul se mai regăsește. A plecat domnul Andrei Spânu de la infrastructură, domnul Sergiu Litvinenko de la justiție, domnul Budenski de la finanță și vicepremierul Țurcanu pentru digitalizare. Ce coincidență? Domnul Alaiba a devenit viceprim-ministru al țării. Domnul Bolea a devenit viceprim-ministru. Cei mai buni, cei mai buni. Și cam atât. Cum ați văzut dumneavoastră schimbările astea? Bineînțeles că schimbarea guvernului trebuia să aibă loc încă cu mult timp înainte. Ei au știut acest lucru, noi am știut acest lucru. În acest platou la dumneavoastră chiar am spus că deja este decisă schimbarea, remanierea guvernamentală. Am spus-o și am publicat pe rețelele de socializare. Prezența în care am spus că ei ar face-o și acum, dar înțeleg că este mai convenabil pentru ei în primăvară. De ce? Pentru că toate greutățile și neajunsurile iernii, facturi mari, prețuri mari, pensii mici, salarii mici, toată această presiune să cadă pe umerii doamnei Gavriliță și odată cu ea să plece și toată această nemulțumire. Uite, băi, este omul, dă să-i dăm alea cât timp, dă să lăsăm alea cuțică să vedem ce-ați fac. Guvernul a rămas practic același. S-au schimbat 2-3 oameni din toată garnitura guvernamentală. Nu putem să spunem că avem de face cu un guvern nou. E cel puțin unul cârchit, în cel mai bun caz. E unul... Da, și miniștrii care au plecat au fost înlocuiți cu adjuncții acestora. Da, exact. Aici am vrut să ajung. Deci aș vrea să atrag atenția la domnul Litvinenko, domnul Spânu. La Litvinenko e clar, scandal, telegram, s-a văzut. Deci asta a fost principalul motiv pentru care l-au scos. Reforma justiției lipsește cu desăvârșire. În instituțiile care sunt într-o formă sau alta, nu cred sub jurisdicție, dar în area de gestiune a Ministerului Justiției, e dezastru. Iată, eu chiar acum am primit o noutate de la ANI, Autoritatea Națională de Integritate. Acea autoritate care i-a dat certificat de integritate ușor pe timpuri, care în mod normal ar trebui să vegheze ca funcționarii publici nu se îmbogățească pe măsură. Salariul de 5.000 de lei, îți cumperi Porsche Cayenne, de exemplu, o vilă în cel mai luxos cartier din Chișinău. La ora actuală, membrii concursului se întâlnesc cu candidații de la concurs. Deci este ilegal, prin lege. Mașina unui membru delegat de Parlament, este vorba despre Ion Botnarenko, a fost surprins în curtea autorității. Și aici contravine legii, articolul 5, litera E, este interzis. Sunt interzise orice fel de contacte private cu cei care participă la concurs. Se vor evita. De eu fac chiar în sediul ANI-ului. Chiar în sediul ANI-ului. Această persoană, la ora actuală, vicepreședintele Chișca, este cel despre care Litvinenko și guvernarea PAS spunea că au fost sculele utilele lui Plahotniuc și urmează să reformăm și să curățim aceste instituții. Pe președinte, pe Rodica Antoci, au eliberat, au determinat-o să-și dea demisia, dar Chișca cumva au făcut că s-a înțeles. Reamintesc că ăsta e Aniu care a spus că la Dodon sunt întrebări doar în privința la 1 milion de lei. Noi ani de zile auzăm că e vorba de sute de mii de dolari, de milioane de euro, și Aniu spune că e doar 1 milion de lei. Adică 50 de mii de euro. Un nimic ca toată, asta e un fleac comparativ cu un singur culoșel despre care tot ne arată procuratura. În care, apropo, nu prea încap 600 de mii de dolari și deja e altă problemă, dar cu altă ocazie ca să nu mă desfășor prea mult. Revenind, domnul Spânu, aici a fost cheia, aici e cel mai interesant. Am urmărit cu sufletul la gură emisiunea în care a participat domnia sa aici. Atâta diplomație, atâta calm și tact, încât, într-adevăr, eu cred că a reușit să convingă multă lume că, într-adevăr, în PAS nu este nicio luptă internă, în PAS nu sunt, Doamne ferește, clan. Ca să fie foarte clar,
Acum o să mă ia la un furt, să atrii parale, peste un an, doi, asta să confirme, deja sunt obișnuit cu chestia asta. Nu-s Baba Vanga, dar puțin spun adevărul, care din multe ori este incomod. Domnul spune, controlează un număr X de deputați în Parlament, în Parlamentul Republicii Moldova. Dintr-o pură întâmplare, acest număr X de deputați este exact numărul care asigură majoritatea, adică 63 minus 13. 14, 15, exact cifra care e necesară pentru a putea adopta legi, pentru a putea numi în funcție un guvern. Maia Sandu a avut o luptă de puteri în interiorul partidului, pentru că până de vreo câteva ori a dat foarte clar de înțeles, uneori chiar a spus-o tranșant, că el nu vrea schimbarea guvernului, el nu este de acord cu candidatura lui Recean, care o tot propunea Maia Sandu. Iată că în urma acestei bătălii interne, cu ajutor din extern, a reușit să câștige doamna președinte Maia Sandu și, așa cum a recunoscut mulți deputați din PAS, inclusiv domnul Bolea, într-un platou la TV8, a spus că candidatura lui Recean a fost propusă de Maia Sandu. De ce subliniez acest lucru? Pentru că răspunderea politică pentru ce va face acest guvern va purta și Maia Sandu. Dumnezeu l-a propus, Dumnezeu îți poartă răspunderea. Varianta de genul că asta nu e eu și nu e meu, nu mai merg. L-ai propus, porți răspunderea. Dacă nu, faci conform legii. Cine trebuie să propună? Prim-ministru? Parlamentul. Să-l propună președintele, iar președintele să-l nominalizeze. Doar să-l nominalizeze. Adică să-l citească de pe foaie. Dar foaia i-o dă Parlamentul. Să nu îmblăm cu șmecherii, că legea nu o știm foarte bine. Acum, domnul Spunu n-a vrut acest lucru. Domnul Spunu vroia în continuare să rămână în funcție. A spus clar, noi nu o să votăm. Au fost tensiuni, se tot amâna, se tot spunea că mâine, că păi mâine votează, că păi mâine în Parlament, că mai păi mâine. Se tot trăgea de... Și eu mă uit, socialiștii dau mesaj. Bloc socialistă de comunistă, BCS, ar putea susține votarea unui prim-ministru pentru că țara e în criză și dacă o să fie o candidatură bună, ar putea să susțină acest vot. Pentru cine credeți că s-a făcut acest titlu de știre? Pentru cine credeți că a făcut acest anunț Partidul Socialiștilor și Comuniștilor? Că ei ar putea, teoretic, să voteze un prim-ministru al Republicii Moldova. Unul tehnocrat, bineînțeles, cu multe cuvinte de rigoare. Tehnocrat, specialist, neutru și mai departe. Mesajul a fost unul să clar. Dacă ceva, noi votăm. Asta a fost esența mesajului. Că e tehnocrat, că e specialist. Asta sunt fleacuri pentru ca să ungă ochii. Okay, nu puteți spune că noi votăm prim-ministru PAS. Ei trebuie să o dea cumva cotită. Acest mesaj a fost dat clar pentru Spânu în lupta dintre clanul Maia și clanul Spânu, să spunem așa, sau partea care o susține pe Maia și partea care o susține pe Spânu. Pentru ca să-i spună clar, băi, cu tine sau fără tine, noi oricum o votăm. Dar vezi că la procuratură au apărut niște dosare penale care investigează felul în care a fost achiziționat gazul. Toată lumea vorbește despre dominația lui Spânu la Moscova în legătură cu Miller și cu Gazprom. Acum, procuratura tot o dă cotită. Noi investigăm cum s-a cumpărat gazul. Noi nu avem încă persoane investigate, dar și ne-a semnat contractul la gaz. Mai, trebuie să fii, cred că, foarte mare specialist cu 20 de studii superioare să-ți dai seama că dacă investigăm procesul de achiziție a gazului, e clar că e Spânul. Numai el este cel care a semnat contractul de achiziție. El a purtat negocierile. El a reprezentat Republica Moldova în acest proces extrem de important. Adică, într-un fel, ei au dat de înțeles, dar nici n-au mers până la cap. Adică, dacă ai să fii băiat cu minte, o să arăt ca dintotdeauna, ei, acolo, sau cu mine. O să închidem întrebarea. Dar dacă nu, ai grijă. Uite, opinia publică e pregătită. Motive sunt. Soluția avem. Stați așa. Și domnul Andrei Spânu are funcții nouă. Da. Funcția de secretar general al aparatului președintelui. Înseamnă că e băiat de treabă. Trebuia? Nu. E vorba că el nu s-ar fi mulțumit cu o funcție sau fără vreo funcție. Domnul Litvinenko are vreo funcție? Nu. Pentru că nu controlează nimic. Domnul Spânu are funcție. El controlează un șir X de deputați. Pentru că tot acest cardabalet să nu explodeze. De parte Spânu controlează deputați, spune că eu nu votez, că nici nu-mi place. Eu nu sunt de acord cu Recean și eu fără funcție. Pe altă parte, PAS a mișcat pe tabla de șah figura cu socialiștii. Și a spus că noi și fără tine reușim să obținem voturile astea. Iată. Ai văzut ce spus socialiști? Și gândește-te, domnul Spânu, cum o să arate imaginea ta și a deputaților tăi care nu o să voteze în momentul în care socialiștii au votat și tu nu. Păi să fii mai urât decât socialiștii lui Dodon. Păi asta noi cumva o să-i mai spălăm. O spunem chiar că s-o trezit o parte conștientă, că au înțeles pe ultima, s-au trezit în somnul cel de moarte. Noi cu socialiștii am mai colaborat, noi știm cum să-i spălăm. Noi deja avem experiența cum să explicăm opinii publice, colaborarea cu socialiștii. Când sânul nostru au fost infiltrat strădători și mai departe, deși ambasadorii au vorbit și cu Spânul, dar și în mod particular cu acei deputați, ca să le explice că bănuții primiți pe lună din schemele la gaz și energie electrică, într-o bună zi se vor termina.
De aici și procuratura și ca toată chestiunea asta să nu explodeze, fiecare a făcut un pas în spate. Procuratura a pus stop dosarele. Noi nu știm care sunt persoane. Nu pot să investighez fapta fără oameni. Faptele le sfârșesc oamenii. Ele nu se sfârșesc de la sine. Gazul nu se cumpără de la sine. Gazul cumpără cineva. Negociatorul, semnatarul, niște oameni, niște funcții de răspundere. S-a stopat. Socialiștii au dat imediat comunicat că ei nu vor vota guvernul recean, nici într-un caz categoric. Deși Patriarhul Vladimir, despre care tot auzim pe la televiziuni că se roagă la Kiril de la Moscova și este cumva sub Patriarhia Rusă, în contextul ăsta noi vedem ce face Patriarhul Rus sfințând tancurile și automatele Kalashnikov care se omoară oameni în Ucraina. Brusc, domnul Patriarh își manifestă susținerea pentru, metropolitul își manifestă susținerea pentru candidatura lui Recean. Aici iarăși e mare semn de întrebare. Dacă metropolitul Moldovei, subordonat Rusiei, spune că Recean e bun, eu mă gândesc de două ori dacă e bun sau nu. Și spânul spune ok, votăm, dar adjuncta mea rămâne în locul meu. Asta nu e nicio schimbare, s-a schimbat doar numele. Adjuncta lui a rămas în locul lui. Minunat, eu cred că lui îi convine. Adică el mai departe este în cărți, el mai departe joacă. De ce a mers pasul la acest lucru? De ce a acceptat Maia Sandu acest lucru? Cu orice preț să fie Recean. Din două motive. Maia Sandu are încredere în Recean. Ei au mai fost împreună în guvern. Relația lor personală este, mă refer profesională, nu vreau să fac aluzii la altceva. Este una foarte strânsă. Recean este relații foarte bune cu americanii. Și Recean este foarte, cum să spun eu, autoritar. Gavriliță este mult mai moale ca persoană. Respectiv, dar Recean este implicat în fel de fel de chestii. Adică Recean când are un făcut ceva, nu îl interesează, menajer, chestii. El sună pe telefonul serviciului și spune, băi, ai scos postul fiscal, că eu am grei cu dânsul. Dacă n-ați ascultat, eu îl dau capul de asfalt. Trafic de influență, curul peripasivă, dar nu știți cum, ne-am obișnuit cu faptul că procuratura nu vede și n-aude. Chiar dacă punem plângeri, nu se întâmplă nimic. Miza a doua a doamnei Maia Sandu a fost că nu mă streacă Recean ca prim-ministru. Pentru că după aceea noi putem să-i scoatem pe toți oamenii lui Spânu. Deci astăzi, dacă se strică ceva pe axa Maia Sandu, Andrei Spânu, toți oamenii lui Spânu sar din funcție ca așa. Domnul Recean se duce cu o hârtiuță, un demers, la doamna președinte, conform procedurii legale și spune vreau înlocuirea, destituirea acestui ministru, acestui ministru, acestui ministru. Și nu merge în loc la asta. Pentru că votul de încredere se dă primului ministru. El își propune cabinetul de miniștri. El ca prim-ministru oricând poate schimba miniștri. Nu este nevoie neapărat de votul Parlamentului. Parlamentul poate să facă o moțiune simplă unui ministru, dar prim-ministru poate să o facă și singur. Adică urmează rămânerea guvernamentare, credeți dumneavoastră? Absolut. Dacă se va întâmpla ceva pe axa Maia Sandu, Andrei Spânu, dacă iarăși ceva nu se va împărți, pentru că o să mai fie subiect, când o să se pună în discuții anumite voturi pentru pre-vetting, vetting, reforma justiției și mai departe, acolo credeți-mă oamenii care au pufșor pe botișor, ori atunci când spun pufșor pe botișor, vă dau și un exemplu. Noi cumpăram gaz din Transnistria cu 62 de dolari și acum cumpărăm cu 73. Lumin. A? Lumin. Pardon, greșeală tehnică, energie electrică, da, pe la Ciurgan. Pardon, mulțumesc pentru corectare. 11 dolari diferență în două săptămâni, mie îmi pare cel puțin suspect. Dacă nu este, în limba rusă se spune halatnost, da? O atitudine dezagreabilă față de funcția ta care o execuți. Tu trebuie să-ți exerciți funcția cu maximă diligență, cu maximă capacitate. Tu anulezi un contract în baza căruia noi cumpărăm energie electrică de la Transnistria, așa zisa Transnistria, de fapt Federația Rusă controlează acest teritoriu, 62 de dolari. Împinge în spațiu public ideea că noi scăpăm de șantajul rusesc și peste două săptămâni iar de la Transnistria îi cumpărăm, numai că nu cu 62, dar cu 73. Da, și în condiții mult mai favorabile lor, pentru că acum le dăm tot gazul. Deci, practic, enclava rusă, armata 14 a Federației Ruse, care supraviețuiește acolo și care este foarte bine menținută, supraviețuiește datorită câteva procese. Unu, gaz, gratuit, pentru că ei nu-l plătesc nimănui. Cei ce achită oamenii acolo, rămâne pentru deși. Doi, relații economice cu noi. Și trei, faptul că noi le permitem să exporte cu ștampilele vamale ale Republicii Moldova. Și spun înțelegând foarte clar acest lucru, a făcut tot posibilul ca să nu aibă loc blocada, să nu fie blocată Transnistria economic. Vă amintesc că a fost și Cozac la Chișinău, la președinție, la doamna Maia Sandu. Vă amintiți? Cam în taină așa, cam nimeni nu confirma și nu spunea cine l-a invitat. Care a fost declarația cea mai importantă a lui Cozac? Ia, Palucil, eu am primit confirmări și asigurări că blocada Pridnestrovei ne budet. Iată care a fost mesajul principal, că Transnistria nu va fi blocat.
Blocată în sensul că este Ucraina și Moldova, înseamnă că se știa ceva despre Ucraina. Înseamnă că lucrurile deja erau, zarurile deja erau aruncate. Întrebarea era ce va face Republica Moldova și noi am făcut. Noi la ora actuală, dacă tot aud că spune domnul Nantoi, spune că Transnistria poate să înjunghe în spate, cu un cuțit în spate, Ucraina. Noi le-am pus în mână acest cuțit. Despre asta mai vorbim un piculesc acolo, subiect interesant, că peste câteva clipi de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Înainte de publicitate, noi vorbeam despre război, domnule Bilețchi. De ceva se întâmplă totuși în regiunea Transnistria, în țările noastre. Zi de zi rușini sperie că ceva se va întâmpla, ucrainenii români să facă. Ucrainenii, pe de altă parte, vin cu mesajul că dacă trebuie în 3 zile luăm Transnistria. S-au trezit într-un final și au spus că noi respectăm integritatea teritorială a Republicii Moldova și nu se mai bagă. Ai noștri nu spun foarte clar niște lucruri oficiale. Nu comentăm speculații. Eu vreau să-mi spună dacă problema transnistreană va fi rezolvată pe cale pașnică, așa cum vorbim de 30 de ani, sau deja admitem ceva. Dumneavoastră, ce credeți, ce înțelegeți? Subiectul ăsta e destul de complex. Haideți să o luăm pe puncte. Ucraina. Dacă vroia, Ucraina de mult rezolva această problemă. Aveau să intre niște soldăței verzi, fără însemne distinctive, ca să nu fie clar că asta e Ucraina. De ce? Pentru că juridic Transnistria e noastră. De fapt, o controlează rușii. Adică eu am factură fiscală pe telefonul ăsta, că el e a meu, dar îl dețineți dumneavoastră. Așa e și cu Transnistria. Juridic noi avem hârtie care confirmă că acel teritoriu este al nostru, dar de fapt îl controlează Federația Rusă, prin Armata Federației Rusă și prin separatiștii care li se subordonează. Acum, dacă Ucraina sau trupele ucrainene intră în Transnistria, cum se spune, ei practic juridic intră pe teritoriul Republicii Moldova. Se așteaptă o reacție din partea autorităților Republicii Moldova. Pentru a evita acest lucru sunt posibile două scenarii, sau trei. Prima, diversiune, explozii, cic, nu știu ce, mici grupe de diversioniști care sabotează, distrug și fac provocări în Transnistria și rezolvă cel contingentul de 1400 de soldați ruși și încă 400 de pacificatori. Asta este contingentul total al Armatei Federației Ruse de acolo. O bună parte din ei sunt și moldoveni pe contract, pentru că au soldă dublă. Este mai convenabil să fii pacificator sau slujești rușilor decât să slujești Republica Moldova. Doi, cum am mai spus, fără însemne distinctive, exact ca în Crimea. Uh-huh. Zileona e celăveci, ca cu ei, dar nimeni nu-și asumă. Cine poartă răspundere pentru 200 sau 2000 de soldați fără însemne distinctive? Au venit din Ucraina, nu? Ne scuzați, vă rog, asta e țara aflată în război. Ucraina va spune, condamnăm această deplasare a unor persoane, posibil că asta chiar rușii au făcut, ca să învinuiască Ucraina. Sau... Și atâtea variante de propagandă o să fie, cine vrei, fie rușii să-l creez. Tare ușor poți să joci acest scenariu. Trei, foarte simplu, Republica Moldova, dacă solicită acest lucru, se întâmplă. Republica Moldova n-a solicitat. Ucraina nu s-a băgat. Ei sunt destul de conștienți de faptul că nu au dreptul să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Acum ați văzut că au încercat și rușii să facă niște provocări în Transnistria. Krasnoselski și Gușan nu vroiau acest lucru. Pentru că ei de acolo își trag foloase, bani, contrabandă și așa mai departe. Lor le convine existența Transnistriei. Pentru ei această regiune este aducătoare de profit. Rușii au spus că, dragul meu Porceluș, te-am hrănit până acum, au venit și Crăciunul. Dar eu spus că nu, noi la tăiat nu vrem. Noi tare ne convine cum este. Noi facem bănuțul, tot e bine. Gazul e mic, noi producem bine, noi vindem energie electrică, exportăm cu ștampile vamale ale Republicii Moldova, taxe, impozite, ne achităm. Tare ne place nouă aici. Tare ne place. Pe la VIP zburăm, poliția nu ne e. La vita e bela. Rușii au spus că ne, tak ne paideot. Și s-a început. RPG în clădirea Ministerului Securității, după care cu aceeași mașină, plimbându-se prin Transnistria. Asta e un teritoriu atât de mic, atâta securiști sunt acolo. Nu mișcă o muscă fără să știi securitatea de pe loc. Nu reușești să intri, că deja știu cine ești, de unde ești, pentru ce ai venit. Se duc, bombardează o unitate militară fix în viceu, adică nici un fel de pagube. Adică vă închipuiți că a vrut cineva să facă un atentat și a explodat viceul, ca să nu spun altfel. Vai, ce pagubă enormă, să fie schimbat unitazul și să schimbi geamurile la blocul unde au avut loc explozie. Și antenele care au mai fost prăvălite cândva de intemperii, iarăși le-au prăvălit din nou, ne creând nicio pagubă reală acestei regiuni. De ce nu a avut loc în apropierea depozitului de la Cobasna, spre exemplu? De ce nu a avut loc în cazarmele din jurul acestui teritoriu, acolo unde real s-ar fi provocat o pagubă?
Pentru că scopul a fost de a provoca, de a agita puțin spiritele. Și a făcut Krasnuselski. Stare de urgență, 9 mai nu facem. Eu stau și mă uit la Chișinău, oamenii rușilor, Dodon, rupi de pe dânsul, mai eu spune, Luboiță, noi facem 9 mai. Krasnuselski spune, net, noi ești stare teroristică. Eu zic, opa, cineva s-a întors de la țăța Rusiei. Cineva mă tin că ori să prânească pe degețele, ori și-o negociat o asigurare, pentru că eu cred că asta fără americani nu s-a întâmplat. Nu poți tu să fii enclava Federației Ruse, să-ți dea indicații clare să faci 9 mai și să pui că nu, la noi ești stare teroristică. Cui povestești tu despre stare teroristică? Ești mai bine și fel de stare teroristică acolo. Atât să fă-zbiști, că găbiști militari, ofițeri ruși sunt în Transnistria, că nu cred că nu se întâmplă absolut nimic fără știrea lor. Credeți sincer în asta sau pare mai mult o teorie a conspirației? Haideți să o luăm pe puncte. 30 de ani de zile, domnul Gonța, armata rusă în Transnistria, credeți că se bronzează pe malul râului Nistru sau Paști Boboci? Sunt bani, ăsta e timp. Această armată stă acolo pentru a asigura controlul în regiune. Dacă se vroia, acest conflict de mult se rezolva. Ori, dacă vă amintiți povestea conflictului interietnic, astăzi nu mai vorbește nimeni despre conflict interietnic. Care e conflict interietnic? De câte zeci de ani se plimbă oamenii cu numere de matriculare transnistrene prin Chișinău? Vreodată a fost oprită o mașină să-i dăie foc pe motive interietnici? Spune, tu ești din Transnistria, mori. Nu a fost așa ceva și nu se întâmplă așa ceva. Suntem aceiași. Suntem exact aceiași moldoveni. De zilnic există microbuze Chișinău-Tiraspol. Măcar o dată, o grenadă, nu știu, o explodat, s-a întâmplat vreun atentat, moldovenii s-a atașe, Doamne ferește, s-a atașe oamenii care vin de acolo sau viceversa. Doamne ferește, niciodată, noi toți suntem rude, acolo sunt surori, frați. Asta-i, noi suntem un corp indivizibil. Noi toți suntem aici, rude, menași, cu mătri, surori, verișori. Nu poate să existe conflict interetnic. Noi din naștere știm toți limba rusă, mai mult sau mai puțin, cu mici excepții, noile generații care mai puțin o cunosc. Asta a fost un pretext. Exact așa ești minciună ca și în Ucraina. Că noi singuri pe noi ne ucidem și vin rușii și ne împac. Ucrainenii singuri pe dânsi și bombardează și vin rușii. Georgienii singuri pe dânsi și bombardează, genocidul proprii populații, fascism. Așa ești retorică. Din 92, deci, dacă luăm acuzațiile Rusiei împotriva Republicii Moldova pentru a trimite aici pacificatorii, sunt exacte ca și în Ucraina. Exact, fix în fix. Genocidul propriei populații, rusofobie și fascism. Fix aceste lucruri. Fix în fix. Din 92 și actuale 2022. Au trecut 30 de ani, dar narativul, povestea este exact aceeași. Acum, sigur că da, lor le convenabil acest lucru. Să existe Transnistria. Dar că rușii au vrut o lecuțică de mișcare mai serioasă. Ei credeau că amușa și Odessa. Ei credeau că merg în 3 zile Kievul luat. Doar că n-a fost să fie. Dar știți de ce s-au retras din Kiev? Nu s-au retras din Est. Sole, da, sole, sare. Tot ce se întâmplă acolo în Bahmut, tot ce se întâmplă în Donetsk, Lugansk, generic numite Donbass, acolo e totul plin de zăcăminte naturale. 80% din resursele naturale ale Ucrainei sunt în estul Ucrainei. Din pură întâmplare, ei s-au retras din toate celelalte părți, unde nu prea sunt resurse. Au mai ținut puțin recuțic control asupra centrale nucleare atomice de la Cernobâl. Știți cu cât uran au plecat rușii de acolo? În valoare de câți bani, cu cât uran au plecat de acolo rușii după ce au controlat temporar, să spunem așa, această regiune. Acolo doar un reactor e defect. Restul lucrează. Știți de asta? Să nu lumii știe că doar un reactor este defect. Restul funcționează și produc energie electrică. Avaria a avut loc doar la o singură stație. Restul sunt integri și funcționează. Infrastructura este perfectă. Acolo se lucrează în continuare. O rușii pentru ce au capturat. Au vrut să captureze un reactor mort și un sarcofag. Haideți să fim serioși. Nimeni nu trimite soldați într-o zonă radioactivă ca să ce? Să păzești. Tot ar vrea să scape cumva de Cernobâl. E o problemă majoră. Acum, în tot acest context, Transnistria, între noi și între ucraineni, și nouă parcă ne-ar trebui să scăpăm de problema asta. Și ucrainienilor ar trebui să scape de problema asta. De ce? Pentru că ei, ucrainenii, în loc să se concentreze toate eforturile și forțele spre apărarea liniei de est, ei trebuie să mai țină un contingent prin jurul Odesei. Nu se știe și să mișcă acolo în Transnistria. Avdrug, cum spunem noi. Nici nu știi cum. Acum, dacă s-a rezolvat problema armatei Federației Ruse, care reprezintă un pericol, este un steguleț roșu, carta politică a lumii, dacă s-ar rezolva această problemă, prin evacuare, prin lichidare, prin diferite metode,
armatei Federației Rusiei, repet, nu a populației băștinaș. Cu asta sperie politicienii vânduți. Хотят уничтожить Приднестровье. Стас ли не штит, с ними на ретребу по популации баштанаш. Пи ними не интересады с бомбардеза, что вообще два мини сим. Пам не фереш. Армата есть цинта. Дуар армата. Пентру нуши аста арфи о элибераре ди контингент енорма. Пентру нуи арфи о рекапатаре аспра контролу и конституционалитетси ачестей регионе. Проблематика вене дин факту, ка нуи ам спус ко солуционам пашник. Русия не дезлегат мэдели. Ей ау аденанцат document prin care spun că vor soluționa pașnic acest conflict. Ei, practic, au deschis această portiță. De ce? Pentru că noi ne dăm seama că urmează o atvietcă. Un răspuns. Noi dacă cerem Ucrainei sau dacă tolerăm sau acceptăm ca Ucraina să intre, să facă careva operațiuni militare în Transnistria, noi ne dăm seama că Rusia nu o să lasă acest lucru fără un ecou. Teritorial nu poți ajunge aici și atunci... Asta este unicul mijloc prin care pot să ajungă ei aici. Și soluția dumneavoastră este, ca de obicei, unirea. Bineînțeles. Noi am pierdut deja un an de zile, domnule Gonța. Noi știți cum suntem? Eu am mai spus de multe ori exemplul ăsta. Lângă noi se violează o femeie. Își bate joc cineva din asta. E ca un trat brutal în casă. Noi stăm... Asta-i trec. Poate asta-i trec. Noi sperăm că rușii ajunși în Transnistria se vor opri. Noi sperăm. Așa credem noi. Noi avem șef de stat care este garantul, nu speranța, dar garantul suveranității. Care este garanția că rușii nu vor intra în Republica Moldova? Că azi îi spun că nu vor intra? Rușii spuneau și 8 ani în urmă când să se bage în... sau 10 ani în urmă spuneau că nu o să se bage în Ucraina. Soloviov, la televizor, în scenă spunea că cel care va ataca Ucraina va fi cel mai mare criminal. Dar cum vă imaginați dumneavoastră două popoare frățăși să atace adresa? Pentru și pentru Crimea, nici într-un caz. Hop, s-a întâmplat. Putin spunea că dacă Ucraina vrea să colaboreze cu NATO, este treaba ei, este stat independent. Vă arăt citat. Video. Și acum așa a spus, NATO s-a prăcheit, noi de asta noi să dăm la bot. În tot acest conflict, încă două state care au hotar cu Rusia, adieră la NATO. Înseamnă că nu NATO e problema. Pentru că asta este un pretext. Noi cu dumneavoastră asistăm la toată chestiunea asta și noi înțelegem foarte clar că unica șansă de a opri Rusia este NATO și unirea cu România. Pentru că rușii nu atacă țările membre NATO. De ce nu le atacă? Puteau să o facă. Au spus că dacă ați trimiteți armament, păzea, rachetele noastre o să zboare la voi. Pentru că voi trimiteți armament care omoară oamenii noștri. Au trimis vreo rachetă? Nu. De ce? Pentru că acordul colectiv de apărare NATO, mai simplu, regula NATO sună în felul următor. Atași o țară membre NATO, declară război tuturor țărilor membre. Cât e pe unul, e ca așa ne faci. Rușii. Ne unge cu Johnson's Baby fără lacrimi, până ne pălmuiește din sar sandalele. Dar dacă suntem în apărarea colectivă, s-a terminat. Aici deja nu e așa de simplu. Știți că astăzi premierul nostru, Dorin Recean, a fost la București? Da. Premierul român, Nicolae Ciucă, a declarat următoarele. Eu l-am asigurat pe omologul meu cu privire la faptul neclintit al României de respectarea integrității Republicii Moldova în frontierele recunoscute internațional. Cine vrea unire? România spune foarte clar că nici sub o formă nu atentează la teritoriul Republicii. Păi, care unire vorbim noi dacă oficiale la București? Explic. Atentat înseamnă anexare, ocupație sau altă formă ilegală. Unire este altceva. Reamintesc, unirea de la 1918 a fost recunoscută și de către Rusia. Cât de banal n-ar părea, cât de bizar n-ar părea acest lucru. Unirea din 1918, actul unirii, împreună cu 13 condiții, nu cum spun unii, că noi am capitulat, ne-a ocupat 13 condiții, eu cred că cei care sunt ocupați nu pun condiții. 13 la număr, încă. Toate au fost respectate. Și rușii, diplomația rusă, statul rus a acceptat și a recunoscut internațional. După care apare pactul Ribbentrop-Molotov. Noi până astăzi nu avem un tratat de frontieră între Republica Moldova și România. Adică hotarele dintre Republica Moldova și România nu sunt consfințite pentru un tratat. Noi doar am făcut o linie de demarcație și știm că uite aici termină Republica Moldova și aici România. Tratat de frontieră nu e. Nici noi, nici România nu prea vrem să-l semnăm, pentru că asta înseamnă să întărim încă o dată acest hotar nedrept. Ori noi am denunțat, domnule Gonța, știți că în declarația de independență a Republicii Moldova noi denunțăm pactul Ribbentrop-Molotov. Dacă noi îl denunțăm, înseamnă că noi suntem, ar trebui să fim partea României mari. Dar nu suntem.
Noi am rămas cumva blocați la mijloc. Tocmai de asta, nici noi, nici România, nu insistă asupra acestui subiect. În Uniunea Europeană, în cancelarele europene, s-a vorbit de câteva ori despre chestia asta. Parcă subiectul a fost înțeles, nu s-a mai insistat. Pentru că ăsta e hotarul de asta a Uniunii Europene, vă dați seama ce insistență a fost pe acest subiect. Și cu Schengen, și cu multe alte chestii, dar s-a explicat foarte clar că este problema e delicată. Acum, România a subliniat încă o dată că nu are niciun interes ostil față de Republica Moldova. Nu că ei nu vor unirea. România ca stat are un document oficial, 2018, Declarația Parlamentului de Unire cu Republica Moldova, în care zice, citez, dacă Republica Moldova își va manifesta voința prin vot în Parlament sau prin referendum pentru unire, România va accepta necondiționat și neîntârziat unirea României cu Republica Moldova. Iată declarația nu politică, juridică, votată unanim, până și UDMR-ul, Uniunea Democratică Maghiară din România, care sunt mai să spunem așa, seamănă o leacă cu ce înseamnă noi găgăuzia, Transnistria, așa, o leacă mai sceptic, o leacă mai în conflict cu românii de bază, s-au abținut. N-au votat contra. S-au abținut. De asta România și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova. Noi avem 5 minute. 5 subiecte. Acât un minut. Vă rog. Greu pentru mine. Localele. Asta va fi tema numărul 1 la toamnă. S-a mai schimbat ceva de când ne-am văzut ultima dată? Scenariul pentru Chișinău rămâne același. PAS a identificat câțiva candidați. Probabil că săptămâna viitoare ar putea să apară în presă câteva nume pentru a testa opinia publică, să vadă la care vor fi mai receptivi oamenii. PAS nu exclude în continuare scenariul de a-l aresta, de a-l percheziționa, de a-l reține, de a-l suspenda din funcție pe Ion Ceban, pentru că își dă seama că nu prea au șanse să învingă împotriva lui. Orice declarație pe care face PAS împotriva lui Ceban se întoarce bumerang. Exact invers. Ceban crește, PAS descrește. Cea mai mare bătălie va fi pentru Chișinău. În rest va fi o omucidere inutilă. Am mai spus și în pauză. Degeaba câștigi primar în localitate dacă peste 2 ani de zile el trece la alt partid. Deci dacă noi vorbim despre traseism politic, la nivel local asta e cea mai răspândită problemă. Cea mai mare bubă a Republicii Moldova asta e traseism. De ce? Pentru că resursele și proiectele se dau pe bază de criterii de partid. Ești la Șora să-ți dăm bani, ești la PAS, ai strânești bani. Nu ești la noi, n-ai strânești bani. De asta primarii schimbă chipiu. Zic, am câștigat cu tine, dar mă duc cu dânsul. Unii trebuie să fac drum, trebuie să fac grădiniță, trebuie să fac parc. Scuze-mă. De asta bătălia pentru locale, dintre partide și ruperea maioului, este mai mult decât inutilă. După locale vin an prezidențial 2024, s-a născut vreun contracandidat sau încă nu s-a născut vreun contracandidat pentru doamna Maia Sandu? Primul cui în sicriul politic al Maia Sandu va fi bătut acum la locale. Dacă Ceban câștigă și are toate șansele să câștige din primul tur, adică cu grohot, cum spun noi. Asta o să fie o amenințare directă pentru mai. Alți contracandidați la ora actuală, nu cred că există cineva pe șcherul politic care ar putea realmente, dintr-o funcție publică, dintr-o simpatie reală publică, nu pe bani, cum e la Șor, nu pe, cum să zic eu, pe un segment politic extrem diferit, să facă concurență mai Sandu. Unicul concurent politic rămas încă în picioare într-o funcție publică de anvergură mare, primarul de Chișinău e o anvergură foarte mare, este Ion Ceban. Cum v-a părut vizita doamnei Maia Sandu la Partidul Acțiune și Solidaritate, Consiliul ăsta al unor lor politic? A ținut un discurs, foto într-o parte, în alta, așa drăguț. A venit un comunicat de la președinție, adevărat, a zis că a fost invitat, am venit și am anunțat prioritățile guvernării. Poate să te invite de 1000 de ori. Nu ai dreptul ca președinte să participi la acțiuni politice, să nu faci partizanat politic. Amintiți-vă, domnul Gonța, de câte ori PAS și Maia Sandu a spus că Dodon este liderul informal al socialiștilor. Dodon încalcă Constituția, pentru că este interzis să facă parte sau să participi sau să facă partizanat, să susțină un partid. Și el și Maia Sandu face fix același lucru. Băi, fraților, dar cât se poate? Tot ce ați spus voi că nu se poate, tot asta faceți. Ei nu, că e Maia și ei se iartă. Nu se iartă. Pentru că mâine o să vină Dodon sau altul și o să spună, dar dacă poftim. O putut eu, înseamnă că pot și eu. Eu încălcat prin străchini, nu s-a întâmplat nimic deosebit, nimic foarte grav. Noi toți știm că asta se întâmplă. Noi toți știm că Dodon oricum e cu socialiști. Noi toți știm că mai oricum e cu PAS. Atunci anulați legea asta. Pentru că noi avem o lege care spune că asta e țeața, dar de fapt e caca.
anulează-o. Haideți ca legea să corespundă realității. Ori noi avem articole care spun că președintele Republicii Moldova este independent, este neafiliat politic. Dar deci cum e neafiliat dacă el din partea unui partid a câștigat? Nu, e din noapte minții. Haideți să ne luăm atunci legea asta. Sau haideți să ne comportăm cel puțin vizibil. Credeți că doamna Maia Sandu nu putea să facă anunțul ăsta altfel? O ședință privată sau un apel înregistrat video și să-l pun acolo pe prezența ei în sală, a transmis încă o dată un mesaj de susținere, s-a făcut din nou transfer de imagine, pentru că pasul mai Maia Sandu a făcut transfer de imagine către PAS, nu PAS către Maia Sandu. Dacă ar fi candidat PAS-ul versus toți ceilalți în campanie, ar fi pierdut alegerile parlamentare. Ce au spus ei? Suntem echipa Maia Sandu. Și se întâmplă azi, Maia Sandu spune că asta nu e eu, asta e. Păi ori e echipa Maia Sandu, ori nu e echipa Maia Sandu. Ce se întâmplă în justiție? Înțelegeți ce se întâmplă în justiție? Dezastru, domnule Gonța. Demisia mai multor judecători. În CSP nu se prezintă la ședință. Aș bat joc. Vă dați seama, membrii CSP-ului, Consiliului Superior al Procurorului, delegați de Parlament, de Guvern, de Președinție, de ONG-urile, care e interes? Dar cum, eu sunt curios, dar cum au fost selectate aceste ONG-uri care se ocupe de reforme? Deși al meu ONG nu a fost selectat. Sau dumneavoastră, sau poate alt ONG. Vă dați seama că un ONG este echivalat cu o structură guvernamentală. Guvernul deleagă membri, un ONG deleagă membri. Care e răspunderea ONG-ului? Dar nici o răspundere el n-are. Dar guvernul are răspundere politică și penală pentru ce aici face. ONG-ul, da, noi facem voluntariat. Noi ne exprimăm cu părere, noi am votat. Deci un ONG care e o chestiune privată, cum ar fi o companie, numai că e non-profit. Asta toată ideea. Diferența între ONG și firmă e că e non-profit. Firma face bani, ONG-ul face voluntariat. Adică același lucru, numai că nu obține profit. Dar de fapt obține și profit, numai că îl declară altfel. Da, da. Sub formă de salarii, sub formă de alte chestii, proiecte europene. Eu vorbesc despre asta pentru că noi n-am câștigat proiecte europene. Unul singur, de reparația unui muzeu. Noi n-am avut bani pentru coffee break-uri, pentru training-uri și alte forme de spălare a banilor. Nii sunt dă 10.000 de euro pe lună, ca eu să mă duc să ies lecții undeva. În sat, Republica Moldova. Foarte bun business. Numai din pură coincidență, simultan mai ocup și o funcție. Cum poate un funcționar public să primească bani? Activitate didactică, științifică. Ia că poftim un cadre, activitate științifică. Elaborarea unui plan de studiu, elaborarea unei expertize, nu știu acolo, bla, 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 bla. Nu poți să-i dai 10.000 de euro unui funcționar, că asta e corupție. N-are dreptul să-i primească. Dar dacă el scrie o cartifică, scrie o analiză, scrie o expertiză, scrii, nu știu, un memorandum. Primești bănuți frumos la europeni și totul este în regulă. Bănuțul se spală și tu ești finanțat și mai departe. Au vorbit țări despre chestia asta și au punctat destul de bine chestia asta. Deși ei fac exact același lucru, numai că e Bahamas și Rusia. Ei arată cu deștiu unii la alții. Doamna președinte ar trebui să nu încalce Constituția, pentru că le ridică mingea la fileu socialiștilor, șoriștilor și celorlalți. Sperăm că vă va asculta. Eu vă mulțumesc, domnule Bilecki, tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri!